Comisariatul Județean Olt al Gărzii de Mediu se pregătește să aniverseze Ziua Gărzii Naționale de Mediu, sărbată pe 12 martie. Instituția olteană va organiza o oră deschisă pe tema poluării mediului la Liceul Tehnologic Bălen, dar și o vizită tematică la Alros Latina. Acțiunile sunt organizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură demarează vineri, 1 martie, campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2019, ultima zi de depunere fiind 15 mai. Cererile se depun la centrele județene APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafață mai mare de 50 de hectare de teren agricol și la centrele locale APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafață mai mică sau egală cu 50 de hectare de teren agricol. Fermierii sunt rugați să se prezinte la data și la ora la care sunt programați conform invitației primite. Grupa 2010 a Școlii Slătinene de Fotbal Atletic a triumfat la Stars Cup 2019 Drobeta Turnu Severin. În urma celor două zile ale competiției, în care au obținut 6 victorii de tot atâtea posibile, puștii au câștigat trofeul pus în joc la cea de-a treia ediție a turneului severinean. Fotbaliștii noștri s-au impus în fața celor de la Școala de Fotbal Damian Militaru, Milena Cădemi Craiova, Sport Kids Drobeta Turnu Severin și FK Gerzap Cladavo Servia. Folclorul oltenesc a triumfat și a fost bine reprezentat la cea de-a treia ediție a Festivalului Național de Arte și Tradiții Populare Dragobete Moromete, organizat de Clubul Copiilor Moreni. Ansamblul Mugurașii Minogului din Periet s-a întors acasă cu marele premiu. Grupul vocal Oltencuțele a obținut locul întâi, în timp ce solistele vocale Claudia Popescu, Alexandra Voicu și Mădălina Deaconu au obținut locurile 2, 3 și mențiune. Angajator spaniol are nevoie de 150 de femei și bărbați pentru munca în câmp la cules de fructe și ambalat în depozit, urmând a efectua selecția personalului în luna martie la Râmnicu Vâlcea. Oltenii interesați se pot înscrie la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă la consilierul EURES, până acum doar 18 persoane arătându-se interesate de ofertă. Salariul oferit este de aproximativ 6 euro pe oră, iar contractul este pe perioada aprilie-septembrie, cu posibilitatea de prelungire până în noiembrie.